Deși am 70 de ani, dar vreau să nu mor până nu va fi unirea. Va fi. Neapărat va fi. Bine nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noastre și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel vitean. A Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Suntem separați doar politic. Nu ne poate separa nimeni. Simțul, limba, tradițiile, cultura și, cel mai important, credința și visul în realizarea și reunirea țării. Ajungeam cedat destul, de stat în stat, prin ani de o sândă. Ce stat? Ce stat, vă întrebam acum? Ce stat în care nu avem nici limbă? În noi arde, arde focul de durerea strămoșească. Doamne, când ne dai norocul pe români să ne imănească. Vă rog, într-un mod organizat, cu drapelul tricolor în față și în jurul lui, să mergem către Alia Gării, la gara feroviară. Nu mai vrem să știm de jale, să trăim doar lucruri triste, nici să ne mai stea în cale, lumânările țariste. Trăiască, trăiască, trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și țara românească. Eu sunt deputatul primului parlament, care am votat independența Republicii Moldova față de fostul Imperiu Sovietic. Momentul istoric l-am ratat, bineînțeles, este regret. Regretul că am sperat că mai multă populație este conștientă de această ideal. Din păcate, propaganda sovietică care de atâția ani am măcenat creierul moldovenilor dintre Nistru și Prut, așa au efectele lor negative. Noi, în primul parlament, nu prea știam multe lucruri. Le făceam mai mult așa, pe intuiții, pe dibuite, așa spun, dar noile generații, cred că generația de astăzi, vor ști cum se meargă, știu cum se meargă, știu ce au de realizat și vor realiza acest lucru. Unire! Unire! Cred că a fost cea mai mare fericire să fiu atunci pe baricade, să fiu, cred că, printre primii profesori care încă nu se decretase limba de stat, limba română. Toți copiii mei scriau deja în limba română. Atunci când erau întrebat ce naționalitate sunt, toți erau români. Fix sunt în Uniunea Europeană, fiindcă sunt prin America, sunt convinsă că ei sunt niște buni români. Poți să trăiești în multe țări, dar patria îți rămâne în suflet. Unirii, unirii neamului, o țară, suntem o țară, dar împrejurările care le știți de atâția ani, până când suntem încă dispărțiți. Hai să ne audă parlamentarii ăștia! Unde sunt ei? Unde sunt ei? Limba română! Ei știu unde sunt. Ei sunt cu gândul altă parte, îmi pare. De aici spun una, dar de făcut fac altă. Așa e, parlamentar. Toți sunt români, dar de aici de votat nu votează nimeni. Socialiștii au cetățenii români, sunt români, dar de aici ei, interesele sunt în altă parte. Trebuie mai eu întotdeauna mă gândesc că dacă Germania nu realiza unirea în momentul potrivit, nu știu dacă se uneau așa cum așa, două țări care erau rupte, adică dispărțite, două țări puternice. Dar e foarte greu să realizeze în momentul de haos politic, mondial, așa să spun. Vine momentul, atunci trebuie să te folosești. România n-a avut granițe la prunc! Este în cinste să spui că ești român și nu ești așa atacat cum era înainte. Întotdeauna când le explică, să le explic oamenilor simpli de ce noi suntem români și de ce voi sunteți asta, că ei așa
îți spun, mai ales la țară, ei, noi toți suntem moldoveni, moldoveni. Și avem alături de noi bulgari. Suntem moldoveni și ne-am născut în Moldova. Foarte simplu de explicat lor. Dar tu unde te-ai născut? În Moldova. Bine, și eu m-am născut în Moldova și tu ești în Moldova născut. Dar tu de ce ești bulgar, dar eu sunt moldovan? Ah, și le spun. Copacii toți sunt copaci, numai că sunt peri, meri, prunci, așa mai departe, așa și nu. Ah, ia, mai stă o a doua oară, nu mai zici. Nu mă mai trimite nici în România, nici stă lângă mine. Să-i salutăm pe tinere Moldovei, să-i salutăm bunirea Odip! Bine ați venit, fraților! Vă așteptăm!